Multe străzi din orașul Soroca au fost inundate, spălate și rupte în urma ploii torențiale din noaptea de 3 septembrie. Piața Libertății a orașului a fost acoperită cu pietre și noroi. Pe străzile Vasile Stroiescu și Decebal s-au format mormane de petriș și asfalt dezminat. Cel mai mult au avut de suferit străzile ce coboară din deal spre centru. Ele au fost rupte până la sol. Unii cetățeni n-au așteptat autoritățile și s-au apucat singuri de înlăturarea consecințelor. Dar și persoanele responsabile au reacționat prompt și dimineața deja se aflau în teren pentru a remedia consecințele ploii. În urma ploilor abundente de ieri noaptea, au fost spălate mai multe drumuri din municipiul Soroca, care au fost reparate în varianta albă. Au fost partea de jos a orașului, deci grămădit tot petrișul. Acum se efectuează lucrările pe stradă. Vasile Stroiescu cu plopilor. Deci au fost ploi mari, tot petrișul a fost spălat, adus la vale. Noi ne stăruim să facem față și îl evacuăm și îndreptăm drumul. Cu încetul, după ce se va evacua totul din oraș, o să mergem pe toate străzile care au fost afectate. O să le reparăm cum a fost inițial. Nu trebuie să ne supărăm, așa e relieful orașului. Așa se întâmplă după fiecare ploaie torențială din cauza funcționării parțiale sau a lipsii totale a canalizării fluviale. Pentru reparația și construcția lor trebuie bani în afara bugetului orașului, spun autoritățile. Cu părere de rău, scurgerile nu sunt la noi, alea vechi care mai sunt, funcționează, dar nu faci față la toate. Pe aici trebuie bani alocați, din banii care sunt alocați pentru reparația drumurilor, noi putem numai să întreținem drumurile, nu și repara. Deci aici necesită cheltuieli mari. Dacă acum recent a fost strada 1 Mai, acolo tot o spălat, dar este nevoie de a face o scurgere undeva de 500 de metri ca să dăm drumul la apă să meargă în alte direcții. Dar nu depinde de noi, aici este la nivel de guvern, probabil. Potrivit meteorologilor, ploile miercuri se termină și din nou va continua arșița cu pericol de incendiu.